Matea Cristian Cătălin Balăi. Atunci. Păi mi-a pus, a spus. Da, ai scump de banii care i-a luat. E bine zero, mă? Ți-am zis? Nu. Acum l-am dormit, e bine. Dar mi-am dorit să-l mai zic o dată. Ia și tu aparatul, pe niște poți. A, da. Cam uitat să zic de la început. Mersi. Știi. 2. Cătălin cu Dan. Ce meme. Obleții. Obleții. 12. 3. Cu Dan Nicoi. 15. Care este spațiul? Băinarii! Băinarii! Lasă-și pe facul. Lasă-i! Nu, ține pentru gheață. Nu, asta e. Mai atras la mic. Cât? Nu mai place. 16. A plătit el de el. Îl stica pe buzunarul tău. 5. Imediat. Preston, Bogdan. Dragan, a ajuns? N-a ajuns. N-a ajuns Bogdan? Hai, trage locului. Eu? Eu mă jur eu. Hai că mă dai tot 20, am mai murit.
Și ieri tot tu ai tras 20? Nu. 10? 10, ai care duci la jumate. Jumate. Deci, 10 ori 2, 5, 6. Unde e 6-le, 6-le? Care ați trebuit jos? Aici. Neagul Teodor. Dacă îți pare mai simplu, nu mai face pe numere, că până îi mă găsesc când... Salut, salut. 10. 9. Voicu. Voi că ai fost aici, vrei să-ți facă? Imediat. Ai venit Bogdan? Da, acum a venit. 14. 14. Mai vin pe ăștia, când te vedeam. 5. 5. Tu 5 ai nășit, nu? 6. 6. Nu, no. Da, bye bye. Mai. Doica. Unu. Și ieri cât ați avut? Tot unu. Tot unu, mă? Grădinarul Mihai. Băi, tot la mine. Și bine, nu? Poate nu vine. Dar sună-i, bre, de ce nu-i spui? Dar a zis că ați vorbit cu el. Da, da, a dat pe grup. A zis că vine, mai târziu 20 de minute, da? Gata, bre, că cine mai avut din să mă împără? Patru, da? N-a mai avut din să mă împără. Adrian, Hârjoi. Suntem să plecăm? 11, da, puteți să mergeți pe... Aici, acolo, să nu uiți. Mai îmi ții mai celorată. Și noi să nu uiți poși la 30. Te-am plăcut, am plăcut, mai dăm 100. Ești trebuit la băie. Serios, nu te-am trecut la băie. Ești trecut, că dacă nu joc, ești trecut. Ești trecut, știi, 12, nu? Te răsesc. Era trecut și la Brăilă, ca să știi. Da, 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 m-am trecut automat, că știa că joci. 6. Păi te-am văzut și te-am dărcă. Ciprian! N-ai venit, dacă n-ai ajuns. Te anunci la Sandor? Da, puteți să mergeți la Sandor. Hai că-i dați de la Iisus. Eu și tragi. 15. 15, Iuli. Șapte. Șapte. Dani Ciocan. Trei. 16, 17, 17. Hai, bani. Mihai! Ios! 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 21. 21. 21. Vă luați bătaie. 20. A zis 20. 20. A zis 20. Stai ca George. Stai ca George. Stai ca George. Stai ca George. 18. 18 la... Alo? Păi, cine sunt? Cine, cine sunteți? A, Sandu 4 m-a tras la Marius. Da, hai și ne vedem pe baltă. Da, hai, te pup, pa, pa. Ne vedem pe baltă, da, hai că să ne atrage. Da, colgim, pa. 18, 19. Nica. Nu am înțeles vreuna? Hai. 19 cu 19. Ezo. Ezo. Sunt
Dacă nu ești în curte, am ajuns pe 12. Ior, e mai, e hai! La Sandu 7, primul extra cântar pe ziua de astăzi, Ilica plus Kaiser. Ce te zbaz? Vedem acum dacă ne-au chemat degeaba sau nu, dar pare, nu? Nu l-am văzut, dar pare așa la mână, zic. Sperăm să nu. Are. La limită. 10-0-2-5, felicitări băieții. Mulțumim, să trăiți. Chipa? Ape băieți. Tănăsesc cu Daniel și cu... Cu Dragoi. Avem al doilea extra cântar cu ziua de astăzi. Probabil tot un ciortan de cenușar, nu? Un ciortanel. O plătică, nu? Da, ăsta o fi din aia, veniți înapoi, Voyager sau... Care zboară, nu? Zic că am găsit și eu pe la gară vreo 2-3, am adus, l-am pus pe borcan să ia cu Uber-ul până aici, să-i aduc. Bagă la sac din nou, 8600. Se vedea că e micuț. Am stabilit și ieri, nu știu dacă ați observat, o să cântăresc la extra cântare, n-are 10 și are peste 9500, îl trec ca extra cântar ca să nu ținem pești în... Are sub 9500, îl băgăm la sac. Eu o să-i cântăresc aici înainte și după cam și eu. Lansatul 20. N-ați auzit goarna, nu? Da, am început la 9. Ieri s-a început la 9 jumate, că se întârziase. Aici n-am auzit, dar s-a auzit după. A doua s-a auzit, nu? Uh-huh. N-ați fost atât, probabil. Adie și vorba. Să rămână. Sandu 20. Mihai Alexandru Bubu cu Buică, nu? Dacă ne ținu bine. Cum merge? Deocamdată a prins el 2 pești. 2 și tu nimic? 2 ciortani de fapt, eu nimic deocamdată. Așteptăm, nu ne grăbim că este timp. E, ce să vă zic. Fir întins și să ne vedem pe podium acolo. Ușor dumneavoastră ca să nu ne întâmpinăm probleme. Te lansat un 19. Echipa Senzor. Ai spart gheața, Adelin, nu? Spartă, da. Până acum doamna era campioană. Da, da. Era înainte, acum... Înainte. Tot înainte. Da, tot înainte, nu? A prins 2. A prins 2.
Se mișcă, ușor, ușor își dă drum. Ușor, ușor, da, dă-mi voie că... Ce să vă zic, fir întins și să ne vedem pe podium. Mulțumim frumos, trebuie. Trebuie. De data. Standul 18, Firebase Team, George și cu Alin. Alin, Filip, nu? Da. Hai că deja se prinde pește. Pas. Și pe aici. Da. Are 3 ciortani Adelin. Nu avem un tot așa, un ciortan și am scăpat eu unul. Ah, deci începe să-și dea drum. Ce să vă zic? Fii rântit. Mulțumesc. Mergem și la standul 17. Toată lumea este concentrată. Se prinde pește, nu? Trebuie. Dar nu s-a prins? Încă. Avem atacuri. Atacuri. Dar e timp. Să nu fie atacuri de panică, aia e. Doamne ferește. Doamne ferește. Nu s-a întâmplat până acum, sperăm că nici asta. No, și mai e 17 un stand bun. Fire întins. Mulțumim. Doamne ajută. Să văd. Suntem la standul 16, oinarii bălților, Renața din nou, da. Florian și Florian, Filip, începătorii, începătorii, dar al treilea, al patrulea concurs, perseverăm, venim. Al patrulea concurs. Al patrulea, nu pare. Turneul de la... anul trecut când am fost. Turneul de la vară. Din iunie, nu? La ăla da. Facem figura, până atunci ne antrenăm. Da, domnule. Că timp în așteptare, momentan. Nimic? Până acum? Nimic deocamdată. Nimic? Nici pe spate. 3, 4 pești. 3, 2, 3. 2, 3, s-a luat ceva. 2, 3, 2, 3. Ciortănaș. Ce vă zic? Fii rântis. Mulțumim. Să fie. Dăm la standul 15. Salutare. Salut, salut. Să nu spuneți că stați numai pe scaun. Mă interesează cu... Oh. Unde e, în pom? În stațiune. Aveți pește? Doi carași. Doi carași, a. Să zic că băieții de lângă, din 14. Prind mai bine, nu? Da, au prins, sau măcar au luat niște ciortani, au avut niște stăcioși. Ce să vă zic, fii rântis, fii rântis. Da, vă rugăm. Da? Da, bine v-am găsit. Ramburs. Bine ați venit. E ramburs la organizator, da? Deci dacă luați premiu, dacă luați premiu, e ramburs la organizator, da? Felicitări, băieții. Hai. Mulțumim. Hai, fii întins că trebuie. Am zis că ți ciul ăla e mort. Uite, mort pe aici de el. Da. O să vină să-l ia. Îl mai ținem. Nu, lasă că l-o mai ține și îl băgăm în la sfârșit. Ca să vă dau și afară. Să vă dau și afară că e pești de mort la cântară. Da. Tot mereu pierd la 1,20 kg. Băi, ești de trisul. Măcar coada dacă nu. Măcar coada. Ce să vă zic, fire întins, băieți. Mulțumim frumos. Iată, ne ajungem la standul 13. Cum stăm? Ha? Cum stăm? Au jucat bine până acum? Au aruncat cum trebuie? Au nădit? Nu, da, da, sigur? Nimic. Hm? Nimic. Păi de ce? Strategia nu e bună, nu? Am aici pregătiri. Pregătiri, da. Bine, bine, treci pe stand de pește mare, aveți grijă. Avem. Ce să vă zic, fii întins, să ai grijă de ei aici ce fac, da? Da. Îmi dai telefon imediat dacă nu te ascultă, da? Da. De la standul nou, echipa APS. Echipa Caras Power. Caras Power. Puterea carasului. Am luat 3. 3 carași, bun, doar și crab, nu? Am luat doi, dar doi. Începem noi de obicei. Mai întâi prindem pui. Și după aceea treceți la... Pe urmă lăsăm foaia goală la extra cântare.
ce să vă zic, băieți, fir întâi și să ne vedem diseară pe podium. Dacă tot v-ați deranjat până aici pe extra cântar, sperăm să nu vă dezamăgim până la final. Da, da, exact. A venit pe, cum îi spune, pe grupul de la Pleașa, un extra cântar Sandu Nou și au venit la Cenușarul să fac extra cântarul la Sandu Nou. Și n-a vrut să ne treacă, domnule. Aia e, n-avem ce să facem aici. Da. Să nu mă uiți pe mine cu filmările tale. Da, nu le-am scos, n-am apucat să scot aseară nimic, deci nu... Vedem. Standu 10. Stai acolo că te iau. Aici stau. Bogdan Drăgan Preston, România. Și cu... Am uitat numele. Tudor Cosmin. Tudor Cosmin, așa. Bogdane, nu poți să fac două plăci. O singură placă cu numele. Ce să faci aici, că aici e prima oară când... Pe 20 acolo trebuie să pui placă. O pun, să știi că o fac. Păi... Acolo da. Știi acolo. Care era culmea când a tras Liviu, a zis, mamă, dacă trag 20 ce fac? Dacă trăgea 20 nu-mi displăcea. Nu-mi displăcea, știu. Păi, aveam totul făcut, sectorul câștigi ușor de acolo. Părerea mea. Să știi, da. Sectorul ți-l iei, că nu faci treabă la general, că poți să faci 4, că poți să faci... La general ăla e altă treabă, da. Că da, nu da, da, ieri ai fost destul de aproape, 99 de kilograme și ceilalți da, da, câte, 103, 104 da. Parcă, deci puteai să urci. 100... 2 kg a fost diferență, un 2 pești. Pe... Dar să știi că nici n-am scăpat niciun pești. Deci, da. N-am avut mai mulți pești, să zici că puteam să... Ăla a fost peștele... Ăla a fost peștele. Oricum, felicitări ce să... Ieri n-ai fost chiar așa supărat când ai tras 20. Nu, sunt sincer, uite-mă, trage ca rasp. Are 50 de secunde. Fire întins. E un stand mai greu ăsta, un stand mai greu, un sector mai greu. Da, e. Standul 10. Bogdan Drăgan. Cosmin, Tudor Cosmin. Iată-ne și la standul 11, echipa pe Bates, să rămâna, pescuiesc bine sau? Binișor. Binișor, nu? A, păi nu vă ascultă? Trebuie să vă asculte, impuneți-vă. Unul din sponsorii concursului. Salutare. Salut. Servus. Avem? Avem ceva activitate, dar am început să intre caras. Mm-hmm. Mai intre și caras, mai e și caras în baltă. Fire întins. Mulțumim. Standul 12. CM Power Obleții. Cine vă spune așa, Iulic? Obleți. Obleți. Uite cât a avut alu Iulic să trăiești? 10.025. Ia, a trecut clasa. A trecut, a fost acolo la un pas. Oricum, să știți că am stabilit, eu anunci pe voi și o să anunci pe grup, cântăresc, dacă depășește 9.500, îl trec la extra cântar. Am înțeles. Că n-are sens să-l ținem. Acum, dacă mai stați un pic, urmează șanse. E greu să estimezi la feeder, n-ai cum să-l cântărești, n-ai să... A depășit 9.500, îl trecem la cap și când ar fi extra, la toată lumea. Trebuie să mai stați puțin ca să vedeți cum... Aș mai sta, dar nu pot, trebuie să ajung la standul 5, că am fost anunțat un extra. Trebuie să le facem lor să le fac extra. Ce băi, fir întins. Mulțumim, Doamne ajută la toată. Simt unul de 15, de-aia ziceam. De-abia l-aștept. Doamne ajută la toată lumea, mai mult la noi. Mai mult la voi, fir întins, băieți. Sărătate. 5, echipa de ieri care a fost pe standul 4, Nadin Cornel și Răzvan Nidelea, a plecat, a fugit, l-a luat. Avem și un extra cântar, nu? Da. 18-20. 14-15. Oh, bun, 14-15, bravo. Ia, hai să vedem să facă tara. Hai să facă tara, întâi. Am mai scăpat doi. Ia, dacă dai și la aproape. Dacă dai și la aproape. Zero, vrei să vezi? Nu, că asta oricum apare mâine. Pleacă de aici de aproape și nu poți să-i obosești. Și are forță rău de tot. Da. Păi simt sănătoși rău de tot. Pleacă de aproape.
Ieri Cornel n-a stat intrat în cărțieri. Nu, ieri n-ați luat niciun... Hai mă, că e mare. E mare, e mare. E mare Cornel, e frumos. El mare, tu mic. Bine că trebuie să bag biburi. Vai de... Vai de bipul nostru. Vai de bipul nostru, dar așa o să sune asta. Vai de bip. Un ciortan de cenușarul, nu? Ce vorbești? E frumos rău. Facem și o poză cu el, Cornel. Face Răzvan. Hai tu, pe aia. E la n-am făcut în stare de... Aia, e o frumusețe de pește. E și curat. E, dar toți sunt, nu știu. Ați... Ați găsit pești lovit? Nu. Toți sunt... 14. Nu, ce sens eu? 14-125. 14-125. Felicitări, băieți. Standul 1. Echipa care ieri a fost tot pe standul 1. Noroc cu începător. Avem un extra cântar și un ten de cântărit. Cred că și un extra. Sper să fie și captura. Avem un 14. Cred. Vedem. Vedem cât are. Standul 1 15-225, o frumoasă salontă. Avem pe cineva în spate care strică poza, dar oricum. Ia-te-te, bă! Am glumit acolo. Frumos, ține-l pe loc. Felicitări, băieții! Mulțumim, să trăiți! Super! Standul 4. O echipă mixtă. Farbaits și... MG Carp. Cu tricouri de la CPK. Și cu hanorac de la... Hmm? Și cu hanorac de la Chiptul Iar. Avem și galerie aici, da. Ranaru. Cum stăm? După scaun. Rău. Rău? Iar agățat acolo. Ia? Ce să vă zic, fir întins, hai.
amintire frumoasă, că până la urmă că nu mă amintire de la ce vreau să vă mulțumesc frumos și celor care au rămas și celor care au plecat. Ne mulțumesc pentru participare. N-au existat probleme și discuții, ei n-aveau de ce, pentru că eu cred că tot a fost ok. Și din partea voastră și din partea arbitrilor n-a fost nimic de comentar, să zic așa, sau de atras atenția pe viitor. O să vă rog să vă anunț că de acum încolo orice concurs de feeder pe ce nu și-ar organiza de mine, în afară de acesta că nu se știa, va fi obligatoriu slingul și picheți. Nu se vor mai lega peștii pe uduci de lemn care sunt la mal. Mai mult de maxim 3 pești pe pichet. Se poate intra în apă până la genunchi, asta. Dar obligatoriu slingul de acum încolo. Pentru peștii mari, concursul ăsta a fost anunțat de anul trecut, eu nu știam de sling. M-am trezit, am văzut că lui Mădălin a penalizat pentru sling și atunci mi-am dat și eu seama, stai că n-am sling. La Mădălin a fost și anul trecut. Mă, nu știu, eu am copiat al lui Mădălin, dar nu știu ce să zic. V-a scăpat, probabil, ce am copiat o era cu sling. Un prieten al meu n-a vrut să-l lase în concurs și am venit eu și l-am adus. Probabil l-am copiat un concurs al lui Mădălin, sau mi-a trimis lungul, nu mai știu că suntem prieteni buni, și nu era sling. Nici eu n-am observat, dar de la următorul concurs vor fi, indiferent de turneul care va fi în 28-29 iunie, obligatoriu sling, chiar dacă nu e anunțat, o să mă uit să văd dacă e trecut cumva acolo. Nu cred că e o problemă pentru nimeni, nu sling. Sigur. Și spray-uri. Spray-urile obligatorii astea erau și acum. Unii au avut, unii n-au avut. Sper data viitoare să aibă toată lumea. Am mai trecut cu vederea și faptul că n-au fost spray-uri. Locul 7. S-au prins 2 tone de pește. Captura a fost un 15.675. Au fost 6 pești de 15 kg, de 14, cred că tot așa vreo 6. O să fac o evidență și o să o pun pe clipul care îl fac. Locul 7. Vorica plus Toma Valentin. Și de la Active Baits, sponsorul nostru. Aveți și un pachet de nadă. Haideți să facem ce o poză, vă rog, cu produsele, ca să îi mulțumim și sponsorului și vă rămâne și vouă poza. Da? Locul 6. Au plecat, nu? Da, Iuli cu Kaiser. I-ai sunat Liviu. Liviu. Rămâne la Liviu, le-a dat. Iuli cu Kaiser nu mai vin, nu? Păi nu, e ziua lui Romero. Păi ia data viitoare. Ia data viitoare. Le lăsăm aici. Ce avea de luat? Dă mie. Păi nu, gata. A plecat de la pești. Ce vrei să zic? Eu faci. Nadă și... Ia zi mai aia, e care treaba. 6. Bravo. Locul 6. Nouă este. Uite, ai primit și tu. Gata, mulțumesc. Pentru lucrarea care o faci mereu. Tot știu și eu, dar cât? Cel mai șmecher bucătar. Fă-și o poză înainte, să mă 2 3 dacă nu facă poze. Stai așa. Am dus de la până Edi. Îl vede Matean, nu-i mai... Olo! Deci nu se facă poza asta când a jucat acasă. La Bluetooth direct. Mă șantajez, hă? La Bluetooth direct. Oricum îi place filmul ăla, fărci. Hai că... Îți fac eu turculoasă la mâncărică aici, dacă faci treaba asta. Locul 5. Felicitări maxime, la a doua participare, al doilea concurs de feeder, la a doua participare pe Ceniciarul, Seca de Răd și Ficinul. Felicitări. Momentan vă dau asta, o să vă dau și picuri. Locul. Locul 5, așa cum am avansat de la început, pentru că am jucat 21 de echipe, taxa respectivă merge la locul 5. Taxa. Concursul a fost pentru 20 de echipe, stați la poză. A fost 20, s-au venit 21, banii se duc la locul 5. Toată taxa. Haideți să stăm puțin mai așa.
Locul 4. Cred că te-am trecut și Alițian. Îl joia pe băieți și Ilian Pufu. Ai trecut pe și pe. Adrian, Alițian. Locul 4. Păi nu, dă-i o dată ce-am dat-o. Dă-i altceva. Haideți cum s-a nimerit? Schimbăm cu locul 5. Cu captura. Produse de la NAD, fabrica de NAD, unul din sponsorii care de fiecare dată ne... Stai câți mai dau și eu. Dacă n-ai loc mai ușor, nu-i problemă. Sunt alături de noi. Nu sunt mari, am luat eu plasă cu cupele. Mai dăm locul 3? Da! Da? Locul 3, Mihai Alexandru Bubu plus Buica! 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 Felicitări, bravo! Nu. Ce contează? Nu. 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 Și produse de la Locul 2. Standul B10. Presta România, Bogdan Dragan, Tudor Cosmin. Nu, aia nu vreți, da discuție. Ce nad avem? La locul 2 aveți ghiera. Livre? Ghiera n-ai luat azi. Azi ghiera n-ai câștigat ieri. Ieri Crazy Bass, azi ghiera n-ai luat. Care? Unde? Uite-le acolo toate alea. Stai un pic. Lasă-le acolo. Nu e o problemă. Și locul 1, standul la 3. Mai primim? Vali Ciocan și Marius Mican de la... Felicitări! O cantitate de 237 de kilograme 600. Felicitări! Tot în același timp aveți și captura competiției cu 15 kilograme 625. Felicitări! Mulțumim! Bravo! Nu! Nu! Așa. Parada. Și să rămân după aceea. Da? Vom să dau și o poză cu sponsor. Da. Ce spune? Ciocane! Uitați acolo. Faceți timp și poate, da? Ne-ați două premii.
Și acum ați văzut cum le țineți. Băi, dă-ne câte una, de la nu? Câte una, da. Aia e așa de la cuitare. Și de aici. Eu nu. Bă, ce le dau cam multe. Hai la zi, mă, ce te așa, să te va duci. Bun. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri, Nadar, fabrica de nadă, Adebates, Bereca Team, Active Bates, Mircea Gheran. Haideți să facem o poză cu toții.